Așadar, bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Bine vă vedem într-o vacanță, da? O vacanță așa de frumoasă. Măi, cred că trecut tot în Italia, îmi imaginez eu că a fost foarte frumoasă. Este drept? Da. Hai să vedem. Foarte. Bun. Un număr natural ABC cu bara deasupra are suma cifrelor egale cu 18. Deci un număr ABC are suma cifrelor egale cu 18. Spune-mi ce să-ți fac, ce să scriu. ABC. Am scris. A plus B plus C. Deci asta e informația. A plus B plus C egal cu? Cu 18. Bun. Aflați numărul, știm că cifrele sale sunt consecutive, pare, în ordine crescătoare. Deci, A, B, C, egal cu cine? Știind că sunt numere pare și consecutive. A, B, C, pare, crescătoare, consecutive, în ordine crescătoare. Așa, pare, cum zic eu, crescătoare. În ordine crescătoare. 2, 4, 6. 2, 10. Nu este bun. 2, 4, 6, 8. Deci 2, 4, 6 nu-i bine, da? Nu-i bine. Deci el se duce, dacă ar fi 2 plus 4 plus 6... Este 4, 8, 6. Face 12, care e mai mic decât 8. Este 4, 6, 8. Varianta care... Poate vine 4 plus 6 plus 8. Și acesta va da. 10 și 8, 18. Și bine, da? Da. Și atunci, care sunt numerele? A egal 4, B egal 6 și C egal 8. A egal cu 4. Deci ăsta e A-ul, ăsta e B-ul și ăsta e C-ul. Deci numărul căutat este, dictează-mi-l. Aștepte să scriu. Da. Să citești și eu cu mâna ta. De citit mai tu, mă lasă pe mâna ta. 468. Deci numărul, știi că sunt cifrele sale, sunt consecutive, pare, în ordine crescătoare. Așa. E important, oare a fost important să spună în ordine crescătoare? Nu neapărat. Păi da, dacă n-ar fi spus, noi am fi avut mai multe. Mai multe variante. Să facem 6, 8, 4, 8, 4, 6. Exact. Oare cât e numere? Dacă nu ne-ar fi spus că, doar că sunt consecutive, pare consecutive. Dacă era atâta precizarea, sunt pare consecutive și nu ne spunea că în ordinea asta să le luăm ABC, atunci noi am filmat toate variante. Știi tu de câte variante aș fi avut eu? 60... Hai să vedem toate variantele. De ce spui numărul ăsta? Eu nu m-ar trebui să-l spun. Eu aș analiza cu atenție. Cam câte variante ar fi, știind că A-ul poate fi 4, 6, 8, B-ul 4, 6, 8, C-ul 4, 6, 8. Adică 6, adică 1, 2, deci, 3, hai să 4. Hai să vedem concret. Ar veni odată 468, mai spus tu, asta mi-a zis fixat autorul și consecutiv și crescătoare. Altă variantă dintre astea, un alt număr. 6, 4, 8. 6, 4, 8. 8, 4, 6. 8, 4, 6. Și 6, 8, 4. 6, 8, 4. Mai este vreunul? De două ori l-ați spus pe 8, parcă la mijloc.
Ah, fi foarte interesant. Patru îl văd pe prima poziție, de două ori. Și șase și opt se plimbă între ele. Îl văd pe șase iarăși de două ori. Da. Și cine nu mai este de două ori întâlnit pe primul loc? Optul. Optul este odată. Odată. Dar a doua nu mai este. Opt, patru, șase. Opt, patru, șase este. Opt, șase, patru. Opt, șase, patru. Vezi? Câte? Câte variante? Șase. Șase. Și la 4 va fi 24. La 4 va fi 24, sigur, mă? Deci dacă ai fost din 4 numere, aceste schimbate așa, cum te gândi că nu știu, nu-mi dau seama. Cum te-ai dat tu răspunsul ăsta? De ce 24? Dacă sunt 4 numere, pe primul loc stă unul din ele și cele trei se joacă între ele și fac un echipaj de câte? De trei. De șase. Deci dacă aș avea numerele A1, A2, A3, A4, la numărul 4. La 6, 4, la 24. Corect, mă. Deci A1 stă pe prima poziție și generează astea trei care o să învârti între ele șase variante. Al doilea, a doi vine pe prima poziție și ia șase variante. Și al treilea stă pe prima poziție, șase variante. Și al patrulea stă pe prima poziție și ia șase variante. Și așa cum ai spus tu, foarte corect, foarte corect, înseamnă că sunt ca număr în condiții în care a fost fără nicio precizare, toate posibilitățile scrise sunt 24. Și la 5 numere? Ai îndrăznești tu să spui la 5 numere? Pare câte să fie? 24 ori? 5. Ori 5? Și va da 300. 24 ori 5 aveți tu. Asta trebuie să o faci, mă, orice. 24 ori 5. Păi ce, 24 ori 5? 20 ori 5 face? 100. Și 4 ori 2 face 120. 120. Trebuie să ai șmecheria asta scurt. Păi și faci lucrurile astea mental, știi, cu multă precizie. Suma 3 numere este 26. X plus Y. X plus Y plus Z. Deci suma 3 numere este egal cu 26. Primul număr este 5. Deci X egal cu 5. Primul număr este 5. Iar celelalte două sunt consecutive. Păi 21 trebuie să dea amândouă. Iar Y, Y și Z consecutive. Y va să fie 10? Nu știu, mă. Atât mi-a dat? Eu atât mi-a dat informația. Dacă e 5, da. 5 minus 26 va da 21. Așa, mă. Dacă e 5, de fapt informația din astea două este că Y cu Z este egal cu 26 scăzut 5. Adică te face 21. Mm-hmm. Și care sunt cele două numere consecutive care se facă 21? Y și Z. 15. Consecutive. Nu sunt consecutive. A, 10 și 11. Sigur că da. Și de aici înseamnă că Y-ul este 10. Da. Și X-ul? Nu, nu, nu. Nu, X-ul știu, da, X-ul spunem 5. 10 și Z-ul? Egal 11. 11. Nu contează nici oricum de le pui. Oh, foarte tare mi-ai spus. În afară de Y și Z. Deci X-ul tot 5, este așa o variantă, tot 5, iar Y-ul și Z-ul... Poate să schimbe între ele. Sigur că da. Deci Y-ul o să luăm 11 și 10. Dar dacă autorul a zis că în ordinea asta sunt consecutive, înseamnă că nu ne lasă libertatea pentru a doua.
că ele așa scrise, X, Y și Z, cum le-a spus, nu? Suma trei numere este atât, primul număr este știut și celelalte două sunt consecutive. Celelalte două sunt consecutive. Spunându-ne așa, dacă luăm pe Y cu 11 și primul Z 10, nu mai apar consecutive, da? Deci de aceea suntem obligați să luăm mai prima oară. Da. Rândunica Ica și rândunelul Relu își repară cuibul. Rândunica Ica. Hai să vedem. Citește tu. Tot citești. Rândunica Ica și rândunelul Relu își repară cuibul. Ica duce la fiecare zbor patru fire, iar perechea ei șapte fire. Adică? Fiecare face într-o oră 10 zboruri. Câte fire aduce timp de 2 ore? Foarte tare, cum ai zis că ne-am băgat în ceață aici. Păi, este ca și înseamnă perechea. Da. Oamenica Ica și rândunele mele. Așa. Ica, Ica, câte, câte fire aduce la un drum? 4 fire. Și vom face 10 ori 4, va da 40. Ea face 10 drumuri. Da. Într-o oră. Așa. Și perechea ei. Și perechea ei. Relu. Da. Face 10 ori 7, 70. Tot 10? Da. Fiecare face. Bun. Așa. Și după vom face dublul, pentru că se spune 2 ore. Așa. 70 ori 2 este egal cu 140 și 40 plus 40, 180. Așa. Și va da 250. Deci 200, nu știu cât faci, dar 250. Tu ai gândit cu multă grijă problema asta. Hai să vedem încă o dată. Zborul dus întors? Păi zbor se duce... Ia să mai citim o dată problema, dacă... Nu spune dus în coros. Rândunica Ica și rândunelul Relu își repară cuibul. Ica aduce la fiecare zbor 4 fire, iar perechea ei 7 fire. Corect. Nu se pune problema când doar nu ia pe cele 4 care l-au adus și le aduce înapoi. No. Cum era cu barca, cu vaporul, cu persoane. Deci, ce face acum? Da, v-am dit problema aceea, da? Ce face acum? Ia să o duc și au dus 4 firile, punem cuib și duce la alte 4 firile. Deci face 10 drumuri. Adică nu ia 4 și de pe drum ia încă 4. Nu. Și într-o oră face 10 zbori. Adică tot am de fac în total la 2 ore 250. Să vedem, că n-am făcut calcul, da. Dar ideea este așa. Tu ai spus 170 plus 80. Hai să scriem datele și după aceea. Hai să spunem datele. Rica. Ica. Sau Ica? Ica. Ica. 10 zboruri. Și câte fire? Cu 4 fire. Rândunica Ica. Relu. 10 zboruri. Cu 7 fire. Da? Fire, 10 zboruri pe oră. Da, pe oră. Adică într-o oră fac asta. Deci, într-o oră, una oră înseamnă 10 ori 4 și egal 40. Fire. Celălalt într-o oră 10 ori 7 și egal cu 70 fire. Și în două ore? În două ore. Două ore. Două ore vor face? Vor face 250. Cu 70. În total. Nu cred că te grăbim atunci. 40 ori 2. 40 ori 2. 80.
70 ori 2 egal 70 ori 2 egal 160. Cât? 70 ori 2 cât face? 160. 70 plus 70? 140. Vezi așa? Nu mă lua așa, că eu spuneam chestia asta. Și 140 cu 80? Să corecteze. Îți face 180? 220. 220. Așa este de la început? Da. 220 fire. Ai zis? Parcă ai zis 250. Hai, vedem pe film, da. La film, da. Să recunosc. Filmul. Nu ne putem păgări. Da. Doi muncitori lucrează, își sapă un șanț în 2 ore. Da. Deci doi muncitori sapă un șanț, sapă 2 metri în 2 ore. Deci doi muncitori. Uite, ăsta e șanțul. De 2 metri. 2 metri. Sunt doi muncitori. Doi muncitori. Sapă șansul ăsta de 2 metri în 2 ore. Cât face să spunem, deci doi muncitori sapă un șanț de 2 metri în 2 ore. Cât sapă într-o singură oră un muncitor? Un muncitor? Da. 2 metri. Deci un muncitor cât sapă într-o singură oră? 1 metru. Deci doi muncitori sapă un șanț de 2 metri în 2 ore. Da. Păi cât faci unul și cât faci celul? Când... La fel. Dacă faci la fel, faci 1 metru. Deci, doi muncitori sapă un șanț de 2 metri în 2 ore. În câte ore sapă un metru? Ce? Un muncitor, în câte ore sapă un metru? O oră. Două. De ce două? Pentru că celălalt muncitor face o oră și celălalt tot o oră. Adică unul face un metru și celălalt tot un metru. Dar în cât faci metru? Metru acela în cât îl face? O oră. Deci metru acela îl face? Bine, de muncitori. Îl faci în 2 ore. Alo? Sunt într-o lecție de matematică acum. Cam peste 2 ore, să zic. Da, da, da. Bine, 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 la revedere. Deci, doi muncitori lucrează, sapă un șanț de 2 metri în 2 ore. În câte ore va săpa un șanț de 1 metru un singur muncitor? 2 ore. De ce 2 ore? Nu știu. Păi, așa, dacă ăsta s-ar apuca să lucrezi din partea asta și celălalt lucrează din partea cealaltă, ei, practic,
la șanțul ăsta lucrează, cât am spus? Două ore. Și fac, cât face în două ore ăsta? Un metru înaintează. Celălalt cât face? Tot un metru. Deci, practic, un singur muncitor sapă un șanț în două ore. Păi și nici doi muncitori. E fiindcă sunt doi muncitori. Trebuia să spuneți trei ore. Eu m-am dus așa. Dar acum, dacă viu și să complic problema, voi întreba cinci muncitori în câte ore vor săpa, având același ritm. Deci, păi vezi? În două minute. Da. Deci, cinci muncitori în câte ore vor săpa 5 metri? 40 minute. Nu. În câte ore vor săpa 5 muncitori 5 metri? 10 ore. Nu, tot 2 ore. De ce? Păi, dacă el are ritmul de lucru ăsta, da. L-am spus, 2 muncitori în... Fac 2 ore. 2 muncitori, 2 metri, în 2 ore. Adică fiecare metru e făcut de câte un singur muncitor în 2 ore. Și când am spus 5 muncitori, un șanț de 5 metri, tot în 2 ore vine, pentru că... De ce? De ce? Hai să vedem. Deci de aceea te-am condus eu la ideea asta, să vezi mai întâi, din 2 muncitori, 2 metri în 2 ore, să sesizezi că un singur muncitor lucrează un singur metru în 2 ore. Și când lucrează 5 metri, 5 muncitori, tot în 2 ore, că fiecare face metrul lui. Da? De acolo vine poate. Păi, dar un muncitor face 2 ore un metru. Un muncitor face în 2 ore un metru. Și fiindcă sunt 5 muncitori, și au 5 metri de făcut... Trebuie să faci 5 ori 2, 10 ori. Asta, ca și cum ar fi fost unul singur, să lucreze tot șanțul. Dar am zis 5 muncitori, da? 5 muncitori, șanțul de 5 metri, e clar că tot în 2 ore vine. Acum am să facem o altă problemă repede. Daria este cu 3 ani mai mică decât fratele său. Daria, cu 3 ani mai mică decât fratele său. În urmă cu 2 ani, fratele său avea vârsta cât? Treimea numărului 16. Treimea numărului 16, 16 împărți la 3. Da. Treimea numărului 18, pardon. Al 18. 3 împărți la... 18 egal cu 6, el avea 6 și acum are 8, iar sora ei are acum 5. Deci, Dare este cu 3 ani mai mică decât fratele său. Da, pe în urmă cu 2 ani, fratele său avea vârsta treimea numărul 18. 18 împărțit la 3 egal cu 6, da. Și mai adăugăm 2 ani să vedem cât are acum, va avea 8, iar sora ei acum are 5. Foarte bine. Foarte bine. Deci s-a dus foarte rapid de raționament. Pentru că și adună aceiași 2 ani decât ea e mai mică cu 3 ani față de fratele său. Și în urmă cu 2 ani, sigur că ai făcut treimea de 18 împărțit la 3, care înseamnă 6. Și 6 plus 2 va da 8 și 8 minus 3 va da 5. Corect. Și ne spune cât este în total? Câți ani are fiecare copil? Trebuie să răspundem așa. Într-o cutie sunt 8 bile albastre și de 4 ori mai puține bile roșii. Deci într-o cutie sunt 8 bile albastre. 8 bile albastre. Albe, să zicem, da? De 4 ori mai puține bile roșii. De 4 ori. Mai puține. Exact. Adică câte? 2. 2 bile roșii. Câte bile sunt în 5 cutii de acest fel? Roșii și albe? Da. A 2 ori 5 vă dă 10 și 8 ori 2. Deci 8 ori 2. În 5 cutii?
8 ori 5, 40, 40 cu 10 va da 50. Adică 8 cu 2 fac 10 și în 5 cutii 50. Da, sigur, din păcate, nu au venit și probleme foarte tari pentru felul în care tu vezi problemele acestea. Să facem o cuvire. Ce vrei tu? Să facem o? Cuvire. Așa. Cuvire. Vrei da. O problemă cu cuvire. Imediat o facem pe cea. Vrea neapărat și eu vin așa dor de o problemă de aceea și mie mi-e dor. Chiar am încercat-o să mai discut cu cineva și n-a fost decât destul de dificil ca să înțeleagă numărul maxim, numărul minim acolo. Deci e o problemă frumoasă. Uite, deci ai vile, în total 17 vile, 17 vile, cu o componență de 4 camere și de 7 camere. 4 și 7 camere. Așa arată componența biletare. 4 camere și 7 camere. Compunem două probleme. Pe câte camere se pot indica pentru a începe să fac probleme? Păi 4 ori 17, va da 68. Deci aflăm numărul minim. Număr minim. 68. Camere. Înseamnă ce? Dacă ar fi numai de 4, 17 ori 4, și când fac 17 ori 4? 68. 68, ai spus? Da. 68 camere. Numărul maxim de camere. 119. Adică 17 ori 7, dar 119. 119, sigur, da? Pentru mâna ta. Da. Și acum vedem că diferența între 4 și 7 este 3. Și de la 3 o să facem. 60, de la 68 deci, o să iată, te pregătești repede ca să vezi multiplii aceia de 7 minus 4 egal cu 3 camere, diferența. Alegeți dumneavoastră numărul. Nu. Adică merge din 3 în 3 până unde vreți. De unde să plec din 3 în 3? De la, puteți să faceți de la 68 sau de la 119. Înapoi. Da. De la 68 să merg din 3 în 3. Dacă spun, dacă dau 68, să aducă toate cele 17 sunt de tipul ăsta. 7 e 4 probleme. 69. Deci, număr camere. Dacă dau, spune tu primul, deci primul 3 adăugat la 68. Va da 71. Și atunci care e distribuția? Câte sunt? Sunt 8. 16 vile cu 4 camere. Corect. Și o vilă cu 16 vile cu 4 camere și una vilă cu 7 camere, da? Ai pus-o, practic, da. Ai tăiat una din ele și ai făcut-o dintr-o vilă cu 4, ai făcut-o vilă cu 7. O altă, un alt număr de camere. 73. 74. 74, corect. Ai pus aici plus 3, da? Plus 3. 15 vile cu 4 camere, 2 vile cu 7 camere. Cu 4 camere și 2 vile. Cu 7 camere. 7 camere. Acum terminați dumneavoastră până unde vreți. Și așa mai departe, dăm tu ultimul număr pe care îl pot fixa ca un problema asta. Eu zic să descriem 120 de camere. Nu. De 119. Ce? Maxim 119. Deci număr de camere. Camere. 100, cât ai spus tu? 119. Și care va fi componența atunci?
va fi 17 vile cu 7 și 0 vile cu 4. Foarte, da? 17 vile cu 7 camere. Ai putea să afli câte probleme sunt aici de format? Numărul de probleme m-ar interesa. 20. Nu la numeral, trebuie să îmi dai număr foarte bine. La 17 și 119. Sigur că da. Câte probleme sunt formulate aici? Prima este asta. Prima este cea cu 68, da? 68. În care înseamnă 17 cu 4 camere. 17 vile cu 4 camere. Întrebarea este de la 67 până la 119, câte probleme sunt înșirate aici? 15. Bă, dar nu la întâmplare, dacă mă rodești cu la întâmplare, nu știu, nu știu. Poți zic da, poți zic nu. Eu zic nu. E greu, da? Deci le scrii pe toate. Vreți să le scrii pe toate. Ne prinde Crăciunul. Găsește o variantă mai scurtă. Gândește la o variantă scurtă, interesant. Nu, nu scrie. Hai să ne iau. Ia uite, de la 67 până la 74 să luăm. 4. Câte variante de la 67 la 74? Câte sunt? E 67, 71 și 74. Sunt 3 variante. E calculat. E număr acolo. Bine, mă, dacă... Am luat eu cu mai puține vile, dacă zideam de ordine 100 la vile acolo. Când terminai tu? El le ia din 3 în 3, din 3 în 3 și se duce ușor spre 119. O să fac un caz asta, ca să-și dea seama ce ar fi însemnat o cale mai ușoară. Deci tu ai pus 67, apoi 71, apoi 74, apoi 70, cât? 7, apoi 81 și până la 119. Și acum le numeri pe toate. Ești harnic. Insistent. 18. 18. Asta a fost așa numai mai 17 vile. Dacă spuneam că sunt 65 de vile cu distribuția asta, numărul maxim, faci tot caietul. Și te-ai seama, dacă altui vine în minte vreo șmecherie, termină înaintea ta. De-aia noi aici ne gândim la șmecherie. Deci, de aici până aici, câte probleme sunt? 3. Adică din 74 scădem de 67. Deci 74 minus 67. Și cât faci aici? 4 minus 7 nu se poate. Va da 77. Da. Face 7, da? Ei. Mai scădem un 1. Păi face 6. Și acum pe 6 ăsta îl împărțim în cât trebuia să îl împărțim? Că din 3 în 3. Împărțim la 3. Da? Deci vezi că spații sunt aici câte spații? Din 3 în 3 cresc ăștia, da? Da. Deci un 3 și un 3. Două spații sunt. Da. Deci 6 ăsta se împarte la 3 și egal